Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacuvioși părinți și frați și iubiți credincioși. Astăzi Sfânta noastră Biserică prăznuiește nașterea Maicii Domnului, sau praznicul nașterii Maicii Domnului. Praznic, îi zicem noi, și împărătesc, pentru că Maica Domnului este și împărăteasa cerului, a pământului și a tuturor celor de sus și a celor de pe pământ și a celor de jos. Ea ne este nouă mamă și ne este împărăteasă. Să știți că în Sfânta noastră Biserică puține nașteri se prăznuiesc: nașterea Domnului, nașterea Maicii Domnului, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Cam atât, cam așa. Adică sfinții pe care îi vedeți dumneavoastră ceilalți s-au născut în Domnul Hristos dându-și viața. Ori au păzit viața lor curată și sfântă și s-au născut din nou, ori s-au martirizat, ori și-au dat capul și viața lor pentru credință și pentru Hristos. Și în momentul când și-au dat viața, s-au născut din nou în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci eu aș vrea să vă recitesc trofarul nașterii Maicii Domnului, ca să vedeți cât de importantă este sărbătoarea de astăzi. Ce ne spune nouă Biserica despre importanța nașterii Maicii Domnului? Și zice așa: nașterea ta de Dumnezeu Născătoare Fecioară, bucurie a vestit la toată lumea, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, și dezlegând blestemul, a dat binecuvântare și, stricând moartea, ne-a dăruit nouă viață veșnică. Cine nu se bucură într-o familie de nașterea unui copil? Ei, gândiți-vă dumneavoastră, acum 2000 de ani în urmă, doi oameni în vârstă, Joachim și Ana, care umblau cu capul în jos, umiliți de cei din prejurul lor. Așa era socotit în Vechiul Testament și în poporul Israel. Cei care n-aveau copii erau bătuți de Dumnezeu. Și și acum, nu vedeți dumneavoastră că cei care nu au copii nu plâng, nu vin pe la biserică, nu fac fel de fel de tratamente ca să poată să aibă câte un copilaș. Și iată că cei doi părinți, Joachim și Ana, se roagă pe cei care au fost la Ierusalim, va urma cei care unii să meargă, o să ajungem la peștera Sfântului Ilie, se cheamă. Ei, acolo s-a dus Ioachim, la peștera Sfântului Ilie, și acolo a stat 40 de zile, nu mânca nimic. Numai s-a rugat zi și noapte, iar Ana au rămas acasă și i-am post și în rugăciune, și vine Arhanghelul Gavril și strigă: Ioachime, Ioachime, s-a auzit rugăciunea ta înaintea lui Dumnezeu și îți va da Dumnezeu o fiică și îi vei pune în numele Maria și prin ea se va mântui tot neamul omenesc. Și se duce dincolo la Ana: Ana, Ana, s-a auzit rugăciunea ta înaintea lui Dumnezeu, îți va da Dumnezeu fiică în acel, atunci, în același moment, la amândoi, odată s-au dus. Arhanghelul și-o strigat, le-a adus vestea cea bună că vor avea o fiică. Și vedeți dumneavoastră, nu le-a făcut Dumnezeu bucurie numai lor, prin postul lor. Că de asta vă spun eu, că noi totdeauna cerem atâta și Dumnezeu ne dă atâta. Mai mult, nici nu ne vine prin minte cât dă Dumnezeu. Adică au cerut numai pentru ei să ridice povara de pe ei, pentru că erau umiliți în fața oamenilor. Și, de fapt, ce face Dumnezeu? Prin rugăciunea lor,
ridică povara de pe întreaga lume, vedeți? Ca să vedeți dumneavoastră cum e gândirea omului și cum e gândirea Domnului. Departe, ca cerul de pământ, cum e așa, sau ca răsăritul de apus. Așa e gândirea lui Dumnezeu și iată că le împlinește, să le dea, le dă o fică care îi pune numele Maria și de la vârsta de 3 ani, sigur că ea, ea până la 3 ani crește în familia lor, acolo. Vede pe tata cât e de cuminte, cum se roagă, vede pe mama, de, cât, de câte ori nu spune eu cuvintele, te vedeți că copiii se uită la tata și la mama, nu-i așa? Știind ei cât o postit și cât s-o rugat și le-a împlinit Dumnezeu rugăciunea, ce bucurie ori a avut ei în sufletul lor. La vârsta de 3 ani îi duce la templu și acolo stă Măicuța Domnului până la 12-15 ani, când vine Arhanghelul Gabriel, îi vestește vestea cea mare a mântuirii neamului omenesc. Maria, vei lua în pântece și vei naște pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Ce bucurie pe Măicuța Domnului! Adică, cu alte cuvinte, Maica Domnului a petrecut în rugăciune și în post, cum ar fi astăzi, călugărițele sau măicuțele la mănăstire sau călugării. Vedeți astăzi, veniți la mănăstire și vedeți câte un călugăr sau câte o măicuță îmbrăcată în negru, așa umbla Maica Domnului, împropodită, adică nu descoiată cum umblă unii astăzi. Vai de ei, vai săracii de ei, că de multe ori mă gândesc, dacă la trup ești așa descuiat, da, păi la suflet. Da, păi la suflet. Adică n-ai nimic. Vedeți? Nu mai au nimic pe ei. Nici măcar haine nu mai au. Vedeți? Și urât, țineți minte lucrul ăsta. Uitați-vă pe Maica Domnului, o vedeți tot timpul, îmbrobodită. Ia-i chipul femeii. Cum trebuie să umble femeia pe pământul acesta. Ia-i chipul femeii. Că de asta le spun la oameni, Hristos e chipul bărbatului, desăvârșit, Maica Domnului, chipul femeii celei desăvârșite. Ei, câtă curăție a avut Maica Domnului, gândiți-vă în dumneavoastră, câtă rugăciune, câtă curăție, câtă nevinovăție a avut Maica Domnului ca să hotărască Sfânta Trăime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ca una din persoanele dumnezeiești să nască din pântecele ei să se facă om. Dumnezeu din nevăzut să se facă văzut, din foc și flacără și nu se poate uita nimeni la El, că așa e Dumnezeu. Iată că se face un om. Și un om, uitați, un copilaș plăcut, frumos, animalele au acces la el, oamenii simpli până la cei mai mari. Toți oamenii de pe fața Pământului au acces la Domnul Hristos și la Maica Domnului. Ați văzut? Pentru că simplitatea și curăția are mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Simplu și curat. De asta și s-a pus o întrebare când eram eu la școală, la teologie, de ce nimeni nu poate să-L ajungă pe Dumnezeu? Nimeni. De ce? Pentru că e prea simplu și prea curat. Că numai cu curăție și cu simplitate îl ajungi pe Dumnezeu, cu altceva nu mai poți ajunge. Și atunci trebuie să ne rugăm, nu-i așa? Trebuie să fii bun, trebuie să-ți recunoști păcatele, să fii la biserică, trebuie să faci multe fapte bune, așa precum Măicuța Domnului. Ea nu a mai spus la nimeni, ne-au tăcut. Maica Domnului toate le-a trăit în tăcere. Și uitați-vă dumneavoastră că aici, aici sectele duse pe cărare greșită. Că nu scrie despre Maica Domnului, ba scrie. Și scrie încă destul de mult, dar pentru sectar nu scrie nimic. Că dacă e sectar, ce să mai scrie pentru el? Pentru el nu scrie. Pentru că Scriptura nu e valabilă și pentru el, ca și pentru mine. Cum
să spui tu că nu scrie în Scriptură, când scrie cât de frumos vine Arhanghelul și îi se închină și îi strigă, Fecioare Marie, bucură-te, cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Păi scrie în Scriptură, cum zic sectarii că nu scrie? Că scrie și cel mai mare, nu? Arhanghel de sus, ca și cum ar fi un general al oștilor de aici, de pe pământ, așa trimite Dumnezeu de acolo de sus, un general mare al oștilor de sus, să-i strige unei fetițe, nu? Bucură-te, cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Și vedeți că Maica Domnului nu imediat primește, ci stă și discută, adică cum să nasc eu dacă eu m-am hotărât să rămâi curată? Păi dacă e Dumnezeu de sus, El știe gândul meu, El știe că eu vreau să rămâi o femeie curată pentru veșnicie. Și cum vine mie să-mi vestească cineva naștere? Și atunci Arhanghelul îi răspunde, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, puterea celui prea înalt te va umbri, de aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Iată Sfânta Trăime, o descoperit-o Arhanghelul Gabriel, unei copile tinere, nu-i așa? Fecioara Maria. Și atunci, dacă au auzit că e o lucrare mare a lui Dumnezeu, că era mai presus de mintea ei, ce-o zis Fecioara Maria? Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și atunci s-a întrupat Hristos în pântecele Maicii Sfinte. Și zice, cum s-a întrupat, așa l-a purtat și așa l-a și născut. Adică nu știe cum s-a întrupat, nu știe cum l-a purtat, nici nu știe cum l-a născut, nici Maica Domnului. Vedeți, dragii mei, că sunt mai presus de mintea omenească. E o lucrare a lui Dumnezeu de sus pentru mântuirea neamului nostru. Dragii mei, tainele lui Dumnezeu nu se descopere oricui, numai trăitorilor sau numai oamenilor cu viață curată. Dacă ne uităm, prorocii, profeții, i-au avut viață curată, viață sfântă. Ei, vorbea Dumnezeu cu ei, vorbea și față către față și în Duh. Dumnezeu vorbește în Duh și în adevăr. Dacă omul are Duhul lui Dumnezeu în el, Dumnezeu vorbește cu el, cu Duhul lui, cu Duhul cel Sfânt. Pe când Dumnezeu nu vorbește cu Duhul păcatului, cu Duhul cel rău, cu gândurile murdare și cu toate răutățile din lume, acolo nu vorbește Dumnezeu. Acolo vorbește altcineva. Acolo vorbește păcatele din noi și duhurile necurate. Vedeți cu cine vorbește Dumnezeu, cu cel curat și cu cel care poartă Duhul lui Dumnezeu. Adică să fii vrednic de lucrul acesta. Și atunci, iată că Maica Domnului îl aduce de sus din cer. Din nevăzut îl face văzut. Din mare îl face micuț. Nu-i așa? Din puternic îl face plăpând și nevinovat. Și vine Domnul Hristos ca să-l vadă tot păcătosul de pe fața pământului și de atunci, la fiecare sfântă liturghie, sfânta proscomidie, care se face înainte de sfânta liturghie, acolo este și nașterea, și junghierea, și răstignirea, și pe urmă dăruirea la sfânta liturghie, când auzit cuvintele luați în cap, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Iată, auzând cuvintele acestea și îndemnul spre mântuire. Sunt cuvintele Domnului Hristos. Și atunci Maica Domnului are un cuvânt în Scriptură care cuprinde toată Scriptura, că curăția Maicii Domnului, trăirea ei sfântă, are un cuvânt acolo
care o cuprins toată Scriptura. Să, pentru că curăția sufletească și trupească se mai numește și întreaga înțelepciune. Adică Maica Domnului are întreaga înțelepciune. Și care e cuvântul care îi spune Maica Domnului de cuprinde toată Scriptura? Să faceți tot ceea ce vă va spune El. Ai văzut? Pentru un cuvânt Maica Domnului o cuprins toată Scriptura. Pentru că ea are întreaga înțelepciune. Ce să înțeleagă sectarii? Ce să înțeleagă? Care-i luptă curvia? Care-i luptă patimile? Răutatea, vicleșugurile? Și nu știu ce mai departe. N-au ce înțelege. N-au ce înțelege. Pentru că nu-i dat cuvântul sectarilor. Îi dat cuvântul celor care poartă Duhul Dumnezeu, adică Maicii Domnului, da. Pe urmă, îi dat Sfinților, Sfântul Ioan Botezătorul, îi dat cuvântul. Pe urmă, îi dat Sfântului Antonie cel Mare, Sfântului Vasile cel Mare, tot cei care au trăit cuvântul lui Dumnezeu. Și de acolo ne înfructăm și noi. Că zicem la capitul Sfântului Nicolae, și bucură-te celea ce ne hrănești pe noi din fărâmiturile Ortodoxiei. Ați auzit? Din ce ne hrănește pe noi Sfântul Nicolae? Din fărâmiturile Ortodoxiei. Adică de acolo mai primim și noi câte ceva, pentru că viața noastră pe pământ e spurcată, păcate multe, gânduri murdare, crime, omor, dușmănii, certuri, și așa mai departe, în familie vorbesc. Ce să mai zicem în societate, în lume, în țară? Uitați-vă dumneavoastră că păcatele își fac aparența, scoate cornele și coada de dinapoi. Păcatele scoate și cornele și coada. Adică orice păcat e un drac. Să țineți minte lucrul ăsta. Orice păcat e un drac. Și el își scoate cornele și coada, că dacă e dracul răutății, e răutate, nu-i așa? Dacă e dracul curvia, pe curvie, să ții minte. Și dacă e dracul care ambuibării pântecului, apoi te face de mânci până grăbi. Și tot flământ mori. Să ții minte lucrul ăsta. Ăsta e diavolul. Iadul e nesățos. El nu se satură niciodată. Nici de mâncare, nici de băutură, nici de păcate, nici de răutăți, nu se satură niciodată. E nesătos. Continuu te pune să faci păcate, să faci răutăți. Pe când raiul e plin de har, acolo e Hristos, acolo e Maica Domnului. Dacă i-a strigat Arhanghelului, Fecioarei Maria, bucură-te cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine, iată că noi vedem că pe unde umblă Maica Domnului, se întâlnește cu mama Elisabeta, nu-i așa? Ce strigă mama Elisabeta sau mama Sfântului Ioan Botezătorul? Zice Scriptura! Iată ce se întâmplă unde merge Maica Domnului. Umplându-se de har, că s-a umplut de har, și mama Elisabeta, și strigă de unde cinste aceasta ca să vină Maica Domnului meu la mine. Vedeți, un om care se umple de har, strigă cât poate el de unde cinstea asta ca să vină Maica Domnului la mine. Dragii mei, ați venit la Maica Domnului, vine și Maica Domnului la voi. Să știți că să-i strigați toată ziua, bucură-te cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Asta e strigarea Arhanghelului. Și îți va striga și Maica Domnului ție. O să zic așa, umple-te și tu de har, dar fă și tu ca mine. Adică postește, roagă-te, nu-i așa? Pe urmă, rabdă, dă-i drumul la lacrimi și nu mai tot judecați și vorbiți de rău, unul pe celălalt. Că atunci te opri de duh rău, te opri de răutate, te opri de vicleșug.
Și când dacă strângi, bucură-te cea plină de har, te umpli de Duh Sfânt. Mare cinste să fie Maica Domnului la tine! Mare cinste să o ai pe Maica Domnului în casa ta, în mintea ta, în inima ta, în trăirea ta. Ține-ți-o pe Maica Domnului aproape, că du-te cu copilul afară, că nu pot vorbi și eu și el. Te rog frumos, e loc de rugăciune, nu de gălăgie. Cea plină de har, deci bucură-te cea plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Deci noi trebuie să ne umplem de har, de rugăciune, de lucrarea lui Dumnezeu. Ori gândiți-vă dumneavoastră, mare înșelare pe lumea asta, mare înșelare, și să vedeți că va avea Dumnezeu milă până la urmă. Va trimite Dumnezeu, nu știu cum îl va trimite, pe cine va trimite, da? Domnul Hristos a venit odată pentru totdeauna, Maica Domnului a venit pentru totdeauna. Poate să va ieși pe undeva, prin toate localitățile, prin toate orașele, câte un om care să ridice lumea din locul acela. Și să știți că are Dumnezeu în minte să mântuiască neamul omenesc. Nu să facă numai păcate și numai răutăți. Până la urmă, prin biserică, Dumnezeu are gândul de mântuire. Avem mai multe mame, aș știut lucrul acesta. E Maica Domnului de sus din cer, e mama noastră tuturor. Mama biserică. Biserica e mamă. Uite cum ne primește pe toți în sânul ei. Pe urmă, mama ta care te-a născut. Vedeți, mai ai o mamă care s-a născut. Și mai este o mamă, pământul. V-ați dat vreodată seama că pământul pe care calci e mamă? Singurul care te primește în sânul lui când mori și nu strâmbă din nas. Când toată lumea strâmbă din nas și se uite urât, el te primește ca o mamă în sânul lui, te încălzește și te ține acolo. Ați văzut? Și mama pământ. Da. Să nu uitați lucrurile acestea, pentru că așa ne-o rânduit Dumnezeu să fim pe pământ, să avem mame care să ne mângâie. Și toate aceste mame care vi le-am spus, să știți că sunt bune. Uitați-vă, Maica Domnului, o veni vreodată să vă zică de ce faci lucrul ăla? Și nu va veni. Nu va veni niciodată, să ții minte, da? Vei dori. Vei dori când să se va duce sufletul în fața dreptului judecător, vei vrea să fie Maica Domnului acolo, numai un cuvânt să-i zică Domnului Hristos. Și atunci, fă-i acatistul și paracristul, vedeți? Sau, ia-ți câte un sfânt, ia-ți câte un sfânt pe lângă Maicuța Domnului, sfântul tău ocrotitor, dacă cumva ai un nume de sfânt, și roagă-te la sfântul ăla, când îți va ieși sufletul să vii acolo, să stai lângă tine, că vei vedea că n-ai pe nimeni atunci. Atunci ieșim cu mâinile goale și cu faptele pe care le-ai făcut. Și atunci te vei înfățășa înaintea lui Dumnezeu. Cel care a postit, se duce cu postul. Cel care are rugăciune, va avea rugăciune multe. Nu? Cel care are milostenie, câte fapte poate să facă pe fața Pământului? Și vine milostenie, așa mai departe. Dar cel care are păcate multe, vedeți, din păcatele, da, înaintea ta acolo și te purăsc înaintea lui Dumnezeu. De-aia avem la îndemână spovedania și împărtășania. Și veniți că de-aia e mamă biserică, că te spală de păcate, vedeți? Și Maica Domnului stă acolo lângă preot și dă inimă bună și ai milă de el, să nu lăsa, că se duce pe calea pierzării. Vedeți? Așa cum am avut și eu cu Domnul Hristos, știi, milă de voi, și am venit și am stat acolo cu voi, zice la preot de acolo, ai milă de ei, nu lăsa, că să duce pe calea pierzării și nu se mai pot mântui. Vedeți cât e de bună Maica Domnului, ea deși iubește mult pe noi, pe preoți, pe arhierei, dar și pe dumneavoastră, pe credincioși. De ce ne iubește Maica Domnului pe noi așa de mult? Pentru că dezlegăm păcatele.
Deci lucrarea de mântuire a Domnului Hristos o face arhiereul și preotul și duhovnicul. Deci de asta au venit Maica Domnului pe fața Pământului să se dezlege păcatele lumii. Și de asta Maica Domnului ne iubește așa de mult. Pentru că vede că lucrarea Fiului ei merge până la sfârșitul lumii, nu se împuținează, îi iubește și pe arhierei și pe preoți, duhovnicii dumneavoastră și a noștri ai tuturor. Deci să ne iubim duhovnicii, să ne iubim preoții, că precum Maica Domnului ne ține în brață, așa un duhovnic te ține în brață. Precum Maica Domnului l-a spălat și l-a curățat pe Domnul Hristos și a avut grijă de el, așa preoții te spală, te curăță. Nu te lasă să te duci spre pierzanie, vedeți că ea în brață și are grijă, ca o mamă. Vedeți, ca o mamă. Dacă mama biserică îi mamă, prin preot și prin duhovnic, te ia în brață. Și nu uita că la mormântare, ce e frumos să zice preotul, ce loc te duci, unde nu-i durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Ei, aici suntem în luptă, dincolo suntem în încununare. Aici Domnul Hristos este mântuitor, dincolo ne este dreptul judecător. Dar Maica Domnului rămâne mamă. Și aici, pe pământ și în veșnicie, nu? Ei, dacă e regina îngerilor sau împărăteasa cerului, și noi pe pământ îi zicem mama noastră a tuturor. Să nu o scoateți pe Maica Domnului din inimă, din suflet și din rugăciunile dumneavoastră. Să o iubiți mult, că tare mult iubește Maica Domnului mamele, tare mult iubește Maica Domnului mamă, tare mult iubește Maica Domnului curăția trupească și sufletească, iubește călugării, măicuțele, pentru că fac rugăciune seara și dimineața și continuu să roagă la Mama Sfântă să ierte păcatele lor personale și pe urmă ale lumii întregi. Dumnezeu să vă dea sănătate multă, să se nască Maica Domnului în sufletul dumneavoastră, în inima dumneavoastră, în casa dumneavoastră, să se nască, să o țineți acolo, să nu mai scăpați pe Măicuța Domnului, să o țineți, să stea acolo, să te culci cu Maica Domnului, să te scoli cu Maica Domnului, să urmi pe drum cu Maica Domnului. Continu să o ai în minte și în suflet și în trăirea ta. Și în veșnicie, dincolo, când te vei duce, să o strângi pe Maica Domnului. Maica Domnului, o viață întreagă te-am slujit pe pământ, să vii cu mine să mă călăuzești pe drumul veșniciei și al mântuirii vieții veșnice. Amin. Vă rugăm să veniți.